Cum au ajuns elefanții să aibă trompă? Odată în vremuri îndepărtate și de mult uitate, elefanții nu aveau trompă. Aveau doar niște năsucuri scurte și turtite. Această poveste ne spune cum năsucurile lor turtite s-au transformat în trompe lungi. Cel mai mic elefantel din turmă era tare curios. Mereu punea fel de fel de întrebări. De ce struții au pene? De ce girafele au pete? Într-o zi, a întrebat: Ce mănâncă crocodilul? Nu întreba așa ceva, elefantelule, i-a zis mama. Așa că elefantelul s-a dus la prietenul său, șarpele. Ce mănâncă crocodilul?" l-a întrebat elefantelul. Habar n-am!" i-a răspuns șarpele. Știu doar că trăiește în marele râu verde, Limpopo. Mai bine te duci să-l întrebi chiar tu." Zis și făcut, elefantelul s-a dus până la marele râu verde Limpopo. Pe malul râului l-a găsit pe crocodil, care le nevea la soare. Mă auzi, crocodilule? Nu vreau să te deranjez, însă aș vrea să știu. Oare ce mănânci tu? A întrebat politicos elefanțelul. Crocodilul a zâmbit, însă zâmbetul era viclean și periculos. De ce mă întrebe elefanțelule? Chiar nu știi? Eu mănânc elefanți! și s-a repezit la elefanțel și a prins nasul. Elefanțelul a țipat de durere. Dăm drumul, a strigat el, dar crocodilul nu i-a dat drumul. Din potrivă, trăgea de năsuc cât de tare putea. Vai de mine!" a spus șarpele înfricoșat. Elefantelul plângea. Ajutor!" a strigat el speriat. Alunecă râu!" O pasăre albă micuță l-a prins de coadă și a încercat să-l tragă pe mal. Și apoi șarpele s-a încolocit în jurul elefantelului, trăgeau cu toții din răsputere ca să-l salveze pe elefantel. Până la urmă, crocodilul i-a dat drumul elefanțelului. Se pare că azi sunt nevoit să mănânc pește, a spus el. Și s-a afundat în apele râului. O, oh, nu! a stegat elefantelul îngrozit. Priviți! Năsucul său se întinsese. Era acum umflat și foarte, foarte, foarte lung. Nu te întrista, i-a spus șarpele, poate că un nas lung te ajută să faci diverse lucruri. La scurt timp, pe elefantel nu-l mai durea năsucul, din potrivă era chiar folositor. Cu noul său năsuc lung, elefantelul putea acum să stropească cu apă, să alunge musculițele și să culeagă fructe delicioase din cei mai înalți copaci. Elefantul s-a întors acasă fericit și a arătat familiei năsucul cel nou și lung. De unde ai nasul ăla?" l-a întrebat toți curioși. Mi l-a dat crocodilul," a răspuns el mândru. Când au văzut ce folositor e nasul lung al elefanțelului, au pornit toți spre râul Limpopo. Ca să-și lungească și ei năsucul," Noapte bună, copii!